Și suntem recunoscători Domnului pentru faptul că în dimineața aceasta ne-a făcut parte de harul de a fi părtași la această sărbătoare pe care Apostolul Pavel o numea prin Duhul Sfânt un praznic al Bisericii. Fără îndoială este una dintre cele mai mari sărbători pe care le prăznuiește Biserica Domnului Iisus. Dimineața aceasta am citit un cuvânt, spuneam atunci când l-am citit, că este foarte cunoscut printre creștini, nu doar noi îl citim foarte des și eu cred că în toate bisericile din țară și de peste hotare, cuvântul acesta se citește foarte des la sărbătoarea Cinei Domnului. Eu însumi am vorbit din pasajul acesta de foarte multe ori, în mijlocul dumneavoastră. Am vorbit în alte împrejurări despre cele trei judecăți care sunt menționate în cuvântul acesta. Am vorbit despre obârșia divină a acestei sărbători. Am vorbit despre modul în care trebuie să ne apropiem și să ne împărtășim. Și am spus multe lucruri de-a lungul anilor. Îngăduiți-mă în dimineața aceasta să le repet o parte dintre ele, poate lângă ele să mai adaug și alte gânduri. Și aș vrea ca în toată lucrarea aceasta numele Domnului să fie înălțat și inimile noastre să fie binecuvântate. Amin. Dumneavoastră știți că Biserica din Corint a luat ființă prin slujirea Apostolului Pavel. Că bărbatul acesta a stat la dispoziția lui Dumnezeu și măcar că a ajuns în Corint într-un moment greu pentru el, după o serie întreagă de dezamăgiri și de aparente înfrângeri, și nici acolo, în Corint, când a ajuns, n-a fost primit la început cu brațele deschise. A întâmpinat și acolo împotrivire și avea pe inimă să plece mai departe. Dar Dumnezeu a vorbit într-o noapte și a spus, Pavel vorbește și nu tăcea, pentru că în cetatea aceasta eu am mult popor de scos la mântuire. Apostolul Pavel, ca un bun creștin, a ascultat de acest cuvânt al Domnului și bine este că atunci când Domnul îți dă un cuvânt să ia aminte la el, a rămas acolo timp de un an și jumătate, cel puțin. În timpul acesta a propăvut Evanghelia, mulți s-au întors la pocăință și Pavel a pus în rânduială acolo o seamă de lucruri. Când peste vreo 5 sau 6 ani le scrie această primă epistolă, el le spune, eu ca un meșter zidar înțelept, am așezat temelia. Și când el spune, am așezat temelia, noi înțelegem că Pavel a pus acolo o rânduială bună, sănătoasă. Toate lucrurile pe care le-a observat, le-a așezat, le-a pus bine rânduială. Însă, iată că n-au trecut decât vreo 5 sau 6 ani de la vizita lui Pavel, de la plecarea lui Pavel dintre ei și până când este nevoit să le scrie această întâie epistolă și constatăm din paginile epistolei, din cuvintele acestei scrieri, că Biserica din Corint, lucrurile pe care Pavel le așezase cândva într-o rânduială bună, sănătoasă, au ajuns să necesite îndreptări și corectări. În perioada aceasta, destul de scurt am putea spune în istoria unei biserici, 5 ani sau 6 ani, să fie 7 ani chiar, lucrurile să ajungă să aibă nevoie de o îndreptare, mi s-a părut foarte neobișnuit. Nu știm cu precizie ce s-a întâmplat. Probabil că pe acolo au trecut și predicatori care au venit în urma lui Pavel și nu mă refer nici la Petru, nici la Sila, nici la Apollo, nici la Timotei sau alți lucrători care vor fi trecut pe acolo, care propovădeau o învățătură sănătoasă, ci mă refer la acei învățători care au venit peste tot pe unde a călătorit Pavel și în urma lui au adus și ei o învățătură puțin diferită. Pavel a avut mult de furcă cu oamenii aceștia. De aceea, Pavel, când scrie epistola, spune, eu am așezat o temelie sănătoasă, dar fiecare să aibă grijă cum zidește deasupra. Au venit unii care, la Evanghelia lui Pavel, au adăugat ca obligativitate necesitatea tăierii împrejur, alții au venit și au pus sub semnul întrebării multe din învățăturile lui Pavel, în așa fel încât, iată, după doar 5 ani, aproximativ, biserica de aici avea serioase probleme și semne de întrebare cu mult privire la multe rânduieli de acolo. Dacă citim cu atenție această epistolă întâia către Corinteni, am putea să identificăm destul de ușor problemele cu care biserica aceasta se confrunta. Dar în dimineața aceasta eu nu o să le amintesc, pentru că ele sunt prea multe,
În dimineața aceasta am să mă refer doar la una dintre ele pe care Pavel o amintește în o singură epistolă de trei ori, și anume cina Domnului. În trei pasaje diferite din această epistolă, Pavel vorbește despre cina Domnului și îi cheamă pe corinteni să pună lucrurile în rânduială, în felul în care ei prăznuiau cina Domnului. În primul pasaj, Apostolul Pavel le vorbește despre îndepărtarea răului din biserică. Pavel a aflat, probabil de la Ecloie sau poate înscris, despre faptul că în biserica aceasta unele lucruri au ajuns să fie mai rele decât printre cei din lume. Că unii dintre ei trăiau niște păcate mai urâte, mai grosolane decât erau cele pe care le puteai vedea în lume. Și Pavel zice, voi nu trebuie să fiți îngăduitori cu păcat. Răul trebuie îndepărtat și din viața voastră, dar răul trebuie îndepărtat și din mijlocul vostru, dintre voi. Problema aceasta a corintenilor era foarte interesantă, pentru că ei nu numai că dovedeau îngăduință față de răul acela care și-a făcut loc între ei, prin trăirea unuia dintre ei, și se și lăudau cu libertatea lor. Ei spuneau, vedeți cât de maturi suntem noi în credință? Vedeți cât de frumoasă este credința noastră? Cât de atot cuprinzătoare este? Uite că și omul ăsta care trăiește în ce trăiește, în mijlocul nostru, a fost primit. Nu se simte arătat cu degetul, nu se simte îndepărtat, nu se simte marginalizat. El se simte ca unul dintre noi, măcar că trăiește în ceea ce trăiește. Cam așa se lăudau corintenii și Pavel spune, voi nu vă lăudați pe ele. Puțin aluat, vă spune și firea că dospește toată plămădeala. Zice Pavel în acel prim pasaj în care se referă la cina Domnului, măturați aluatul acesta din mijlocul vostru. Îndepărtați pe răul acesta din mijlocul vostru. Când Pavel vorbește despre aluat, el face referire la un simbol din vremea Vechiului Testament. Când Dumnezeu a așezat sărbătoarea Paștelui în poporul său, ei se găseau încă în Egipt. Era un pragul plecării din țara robiei. Și Dumnezeu le spune să țină o sărbătoare și o perioadă de 7 zile în care în casele lor nu trebuia să se găsească urmă de aluat. Le spune Dumnezeu și veți putea citi în Exod, capitolul 12, versetul al 15-lea, din cea din tâi zi a sărbătorii până în cea de-a 7-a zi a sărbătorii, în casele voastre să nu se găsească aluat. Timp de 7 zile veți mânca zile. Din cea din tâi zi veți scoate aluatul din casele voastre. Deci oricine va mânca pâine dospită din ziua întâi până în ziua 7-a, va fi nimicit din Israel. Nu era o poruncă pe care să o negociezi. Nu era ceva dacă îți place, dacă nu-ți place. Porunca dumnezeiască era foarte clară. Aluatul trebuia îndepărtat din casele evreilor, iar dacă s-ar fi găsit aluatul în această perioadă în casele lor, responsabilul de casa aceea trebuia să fie pedepsit cu moartea. Fără îndoială că lucrul acesta era un simbol. Pentru că așa după cum spunea un om al lui Dumnezeu, Noul Testament în cel vechi se regăsește și cel vechi prin Noul se tâlcuiește. Multe lucruri din Noul Testament au fost arătate sub formă de simboluri în vremea Vechiului Testament. Și aici avem de-a face cu un astfel de simbol. Aluatul în Scriptură simbolizează păcatul. Și Pavel spune, când voi servați cina Domnului, ar trebui să vă luptați cu disperare să îndepărtați răul din casele voastre. Răul din biserică. Răul din voi și răul din mijlocul vostru. Accentez lucrul acesta pentru că în vremea din urmă, în foarte multe biserici, există așa o atitudine foarte, foarte îngăduitoare față de păcat și față de cei ce trăiesc în păcat și neorânduială. Noul Testament nu încurajează așa ceva, ci dimpotrivă. Este foarte categoric împotriva celor ce trăiesc în neorânduială și în păcat. Doamne, păzește-ne de a trăi în păcat. În al doilea pasaj biblic în care Pavel se referă la cina Domnului,
El vorbește despre primejdia părtășiilor neîngăduite. Dumneavoastră știți la fel de bine ca mine că în Corint erau multe temple. Era un adevărat comerț cu carne și multă carne era jertfită idolilor, iar apoi pe uși din dos ale templelor, carnea aceea putea să ajungă iarăși pe piață sau în casele închinătorilor, într-un fel sau într-altul, și se putea întâmpla ca un creștin, locuitor al Corintului, să aibă un vecin care este închinător într-un templu de idol. Și pentru că sunt vecini și se înțeleg bine diferite lucruri, vecinul să-l poftească la masa lui pe care să se găsească din carne aceea jertfită idolului. Și Apostolul Pavel le vorbește corinterilor despre faptul că ei nu pot să se implice în asemenea părtășii. Pentru că, zice el, cei cu care voi vă așezați la masă sunt împărtășie cu idolii, adică cu dururile necurate, cu dragi. Voi stați cu ei la masă, cu vecinii voștri, cu oamenii aceia închinătorii, aceia păgâni, și fără să vă dați seama, intrați în părtășie cu cei ce sunt împărtășie cu ei. Ori voi sunteți chemați să intrați în părtășie cu Dumnezeu. Și dacă voi sunteți chemați să intrați în părtășie cu Dumnezeu, locul vostru nu mai este și în alte părtășii cu cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu și trăiesc în felul lumii. Să știți, aici avem de-a face cu un principiu. Creștinul care dorește să trăiască în părtășie cu Dumnezeu, trebuie să se ferească ca de foc de părtășiile pe care le au cei din lume. Nu-i locul nostru printre ei. Și bine ar fi să luăm aminte și la locul acesta, pentru că dacă nu luăm aminte, se poate întâmpla ceva ce Pavel le-a spus corintenilor. Voi, dacă nu luați aminte la lucrul acesta, îl întărâtați la mânie pe Dumnezeu. Sunteți voi mai tari decât El? Vă puteți voi măsura cu Dumnezeu? Vă puteți voi feri de nuiaua Lui dacă îl întărâtați pe Dumnezeu la mânie? Și răspunsul era nu. De aceea aveți grijă. Și noi să avem grijă în părtășile noastre. Dacă suntem în părtășie cu Dumnezeu, cu poporul sfânt, cu poporul răscumpărat, cu sfinții care au murit pentru credință, ar trebui să ne ferim de părtășiile cu lumea. Doamne, ajută-ne la aceasta. Nu poți să trăiești în timpul săptămânii în părtășie cu tot felul de oameni care nu cunosc pe Dumnezeu sau care chiar luptă împotriva lui Dumnezeu, iar duminica să vii la părtășie cu sfinții și cu sfinții împreună la părtășie cu Dumnezeu. Lucrul acesta nu se poate. În al treilea rând, sau în al treilea pasaj biblic, Apostolul Pavel vorbește aici despre cina Domnului și iarăși pune lucrurile în rânduială, în alte aspecte. Aici, cred eu că Pavel se referă la repunerea părtășiei la cina Domnului la locul pe care îl merită, un loc de cinste în viața bisericii. Le aduce aminte Apostolul Pavel că învățătura pe care el i-a dat-o când a fost în mijlocul lor, el a primit-o de la Domnul, n-a inventat-o el, n-a primit-o de la Gamaliel, n-a primit-o de la Marele Preot de la Ierusalim, sau de la vreo altă autoritate religioasă pământească. El ceea ce le-a propovăduit lor, a primit de la Domnul. Și dacă a primit de la Domnul, adevărurile acelea stau în picioare. Ele nu pot fi modificate, nu pot fi schimbate, la ele nu pot să adaugi, din ele nu pot să scazi, pentru că sunt revelații de la Domnul. Ce s-a întâmplat acolo era faptul că ei, corintenii, frații noștri de atunci, au coborât părtășia la cina Domnului la nivelul părtășiei la mesele lor de dragoste. Și Pavel spune, băgați bine de seamă. Domnul a făcut o lucrare deosebită. Atunci când, în noaptea în care el a instituit cina, el a mulțumit lui Dumnezeu. Cum a făcut? O rugăciune. Apoi a frânt azima și le-a oferit-o ucenicilor săi spunând, luați, mâncați. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. O, câte adevăruri atunci se ascund în aceste cuvinte puține, rostite de Domnul Iisus în seara aceea de neuitat când era cu ucenicii săi în odaia de sus. Mai întâi le spune că azima aceea, sub binecuvântarea cerută de la Dumnezeu prin rugăciune,
a căpătat o semnificație, o valoare nouă. Ea este trupul Domnului Iisus. Sub privirea ucenicilor, Domnul a plâns la zima aceea și trecând printre ei a spus, luați toți și mâncați din ea. I-a chemat să guste din trupul lui. Și apoi el a spus că lucrul acela trebuia făcut spre pomenirea lui. Era o proclamare a morții Domnului Iisus, pentru că noi ori de câte ori mâncăm din pâinea aceasta și bem din paharul acesta, noi vestim, noi proclamăm moartea Domnului Iisus până va veni El. Dragii mei, dați-mi voie să vă spun că există două acte de cult prin care credinciosul proclamă moartea Domnului Iisus și se face asemenea cu moartea Domnului Iisus. Două acte de cult. Cel din tâi este botezul în apă. Pentru că în Romanii, capitolul 6, Apostolul Pavel arată că botezul în Hristos înseamnă identificarea cu moartea Domnului Iisus. Este, dacă vreți, o imagine simbolă. Am citit multe cărți în privința aceasta, am ascultat pe mulți predicatori și toți sunt de aceeași părere că imaginea creștinului care își mărturisește credința la botezul în apă și este cufundat în apă, este un simbol pentru îngroparea noastră împreună cu Hristos. Și ridicarea candidatului la botez din apă, dacă a fost botezat cu credință, este o revenire la o viață nouă. Este acolo un sfârșit al vieții de dinainte și un început al vieții de după, al vieții cu Hristos și în Hristos. De aceea vin și spun, primul act prin care un om, un credincios, se identifică cu Hristos în moartea lui, este botezul în apă. Al doilea act este împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Poate va spune cineva, dar nu era destul unul? Nu era destul unul, de ce trebuie să fie și un al doilea? Frații mei, surorile mele, în Biblie este rânduit și un al doilea ca un act al identificării noastre cu Hristos și am să vă spun și de ce cred asta. Apostolul Pavel le scrie fraților din Corint, din Filipii, o epistolă. În capitolul al treilea al acestei epistole, el mărturisește că vrea să se facă asemenea cu moartea lui Hristos. Vă amintiți cuvântul acesta? Când Pavel scrie acest cuvânt, el era botezat în apă sau nu era botezat? Eu cred că e limpede pentru oricine și copilașii pot să răspundă. Când Pavel scrie aceste cuvinte, el era botezat în apă. Când s-a botezat în apă, el s-a identificat cu Hristos în moartea lui Hristos. Dar aici el spune, încă vreau să mă identific cu El, cu suferințele Lui, cu moartea Lui și cu învierea Lui. Eu cred că Pavel se referă, printre altele, și la părtășia la cina Domnului. Atunci când noi servăm cina Domnului, noi vestim moartea Domnului. Când întindem mâna și ne împărtășim, noi proclamăm marele adevăr că pentru noi, la Golgota pe o cruce, în urmă cu 2000 de ani, a murit Iisus Hristos pentru păcate, pentru fără de legile noastre. Că a murit El cel neprihănit pentru ca pe noi, cei greșiți, vinovați și păcătoși, să ne împace cu Dumnezeu și de aceea dăm slavă Domnului Iisus care ne-a răscumpărat. Pe de altă parte, Apostolul Pavel le spunea fraților din Corint, într-un pasaj puțin anterior acestuia pe care noi l-am citit astăzi, despre faptul că ei nu puteau să se împărtășească așa cum trebuie, pentru că atunci când se adunau la oaltă, între ei se mai întâmpla ceva. Ei, se pare că la întâlnirile lor, suprapuneau mesele de dragoste și cina Domnului. La mesele lor de dragoste, unii dintre ei duceau bunătăți, iar alții poate că nu prea aveau ce să ducă. Unii erau oameni care stăteau bine din punct de vedere material, iar alții probabil că erau sclavi sau oameni care trăiau greu, săraci. Și atunci la mesele lor de dragoste, pe o parte, mesele erau foarte încărcate, cu de toate. Iar pe partea cealaltă mâncau numai stixuri sau snacks-uri. Ma, sigur, dumneavoastră înțelegeți că eu vorbesc simbolic un pic aici. Și Pavel zice, voi nu puteți să faceți asta. Sau disprețuiți voi Biserica Domnului?
Iată că între ei erau niște atitudini nepotrivite. Dumneavoastră știți că Dumnezeu ne-a vorbit în multe rânduri. În ultima vreme, aproape toate cuvintele de prorocie care au fost rostite în mijlocul nostru numele Domnului, erau chemări la unitate. Și dacă este unitate, nu este loc pentru dispreț. Iar dacă este dispreț, nu este loc pentru unitate. Între noi n-ar trebui să se întâmple niciodată lucru de felul ăsta. Eu sunt de mai multă vreme la credință, tu ești numai de un an. Eu, mai știu eu, am atâtea neamuri slujitori, tu ai pe cineva neamul tău care slujește, n-ai pe nimeni. Eu fac atâtea la biserică, tu faci mai nimica. Eu vin cu regularitate la toate serviciile, pe tine te văd cam rar. Și sunt atât de multe motive prin care noi ajungem să ne disprețuim unii pe alții. Frații mei, surorile mele, Pavel zice, disprețul nu are locul între voi, când vreți să vă apropiați de trupul și de sângele Domnului. Aș vrea să ne privim, dar, cu mai multă dragoste unii pe alții, cu mai multă îngăduință. S-ar putea întâmpla ca falimentul pe care tu l-ai văzut în viața fratelui tău sau al sorei tale, sau a sorei tale, să fie determinat de niște împrejurări prin care el sau ea a trecut și prin care tu încă nu ai ajuns. Dacă Dumnezeu te-ar îngădui să treci pe acolo, nu știu dacă ai fi mai bun sau mai puternic. De aceea, frații mei, chiar și atunci când vedeți pe cineva că a căzut într-o greșeală, să nu-l priviți niciodată de sus. Întrebați-vă ce puteți face pentru sufletul acela. Întrebați-vă cum puteți să-l ridicați. Întrebați-vă cum puteți să-l recuperați, să-l restaurați. Cum puteți să-l ajutați să devină mai puternic din punct de vedere spiritual. Rugați-vă pentru el mai degrabă decât să-l judecați sau să-l disprețuiți. Pe de altă parte, Apostolul Pavel spune, fraților, când vă apropiați de trupul și sângele Domnului, este foarte important să vă cercetați. Fiecare, zice Pavel, să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Apoi, ceva mai jos, el vorbește despre o judecată, spunând, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar în firea noastră omenească nouă ne stă mai la îndemână să-i judecăm pe cei de lângă noi. Și Pavel zice, fraților, fiecare să se judece pe sine însuși. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși, pentru că cercetarea este, de fapt, o judecată personală. Cu privire la această cercetare, am băgat de seamă, și am mai spus-o și în alte împrejurări, printre creștini am băgat de seamă că sunt trei atitudini diferite. Există o serie de creștini care sunt foarte îngăduitori cu greșelile și păcatele lor, cu falimentele lor, cu scăzămintele lor. Ți le-ar putea justifica pe toate dacă ai stat de vorbă cu ei și le-ai întrebat, măi, de ce s-a întâmplat asta în viața ta? De ce ai ajuns în situația asta? De ce spui lucrul acesta? Iar putea să-ți dea dovezi și motive și argumente, dau vina pe împrejurări, dau vina pe oameni, pe semeni, pe de toate. Numai pe cine trebuie nu dau vina. Știți pe cine trebuie? Pe ei înșiși. Dar ei sunt foarte îngăduitori față de ei, și sunt foarte aspri în judecățile lor față de semenii lor. Există, cum spuneam, trei atitudini. Una dintre ele este atitudinea foarte îngăduitoare. Lasă-i că merge și așa. Însă, mai ales atunci când este vorba despre cina Domnului, nu merge și așa. Pentru că Pavel le spune corintenilor, fraților, uitați-vă între voi. Voi bine vedeți ce este între voi. Între voi sunt unii bolnavi, alții mulți neputincioși și nu puțin dorci. Și vreau să știți că stările acestea care sunt între voi și cu care vă confruntați se datorează faptului că ați participat la cina Domnului într-un mod nevrednic. Că ați fost foarte îngăduitori cu stările voastre, cu slăbiciunile voastre și ați spus, vin duminică dimineața, spun un Doamne, iartă-mă și ați întins mâna. Și s-a întâmplat cu voi, uite ce. Vreau să vă spun, așa ca într-o paranteză. Când o boală este îngăduită peste un credincios, ca un ia din partea lui Dumnezeu, pentru că el a fost foarte îngăduitor și a permis să se împărtășească într-un chip nevrednic, pentru boala aceea,
poți alerga la toți medicii din provincia Quebec. După ce ai gătat pe toți, poți trece și în Ontario. Sunt mai mulți. Și poți să te duci și mai spre sud. Te duci unde vrei. Dacă este vorba despre nu ia îngăduire de Dumnezeu, de nu iau aceea, nu te scapă Tylenol, algocalmin, operația, gipsul sau alte lucruri. Nu. De aceea să fim cu luarea minte și să ne întrebăm întotdeauna de unde vine și cu ce scop. Bine ar fi să nu ajungem pe acolo. Să ne cercetăm atunci când ne apropiem de trupul și sângele Domnului și să nu luăm cu prea multă ușurință lucrurile acestea. Pe de altă parte, există o a doua atitudine foarte, foarte exigentă. Pentru orice lucru, oricât de mic, zici, nu mă împărtășesc. Și lași să treacă uneori 2 ani, 3 ani, sau poate chiar mai mulți. Și tot îți spui, lasă că o să vină vremea când o să pot, dar uite, acum nu pot. Vreau să spun un lucru. Cu falimentele și cu slăbiciunile, cu eșecurile, cu abaterile, trebuie să vii cu căință înaintea lui Dumnezeu. Am întâlnit creștini care au pus pe umerii semenilor lor o grămadă de poveri, de cerințe, de reguli. Și au spus, dacă vrei să fii pocăit, așa trebuie să fii. V-am mai spus, probabil, odată, am avut un unchi în vârstă, care s-a pocăit pe la vreo 68 de ani. Într-una din bisericile din Arad s-a arătat pentru botez, și eu am vorbit cu el de mai multe ori. Era sincer, foarte hotărât să se boteze, să se împace cu Dumnezeu, îi părea rău de anii care au trecut. Și frații l-au chemat și au spus, vrem să știm cam de ce păcate te-ai făcut vinovat. Și au dat o listă cu vreo 225 sau 250 de păcate majore din Biblie, cu texte. Credeți-mă, acolo, în alcătuirea listei respective, a fost depusă o muncă titanică. Munca aceea putea fi făcută cu mai mult folos în alte direcții. Dar cineva a muncit din greu să întocmească o asemenea listă. I-au pus-o în brațe unchiului meu și a spus, citește lista asta acasă și bifează toate păcatele de care te-ai făcut vinovat și după aia vii să stai de vorbă cu noi. Omul acesta, om în vârstă, a întâlnit multe în viața lui. Dar una ca asta nu. Și a venit la mie și mi-a spus, nepoate, m-au pus în încurcătură. Uite, zice, eu citesc în Biblie, dar până apuc eu să verific toată lista asta, nu mă descurc, spune-mi ce să fac. Și a spus, unchiule, crezi că Fiul lui Dumnezeu a murit pentru păcatele dumitale? Cum să nu? Crezi că a murit pentru toate păcatele dumitale? Sigur că da. Vrei să fii al Lui? Îți pare rău de tot ce ai făcut? Da, îmi pare, vreau să fiu al Lui. Atunci, simplu, scrie sub lista asta jos, pentru toate astea a plătit Hristos. Crezi ăsta? Lucrul ăsta? Da! N-am du-te cu lista asta înapoi de acolo. Și s-a dus. Când au dus frații ce a scris el în jos sub lista, a zis, pe dumneata te-a învățat cineva. Scriptura ne învață, fraților. Scriptura ne învață. Mântuitorul Iisus, și nu puteți să-mi spuneți că nu e așa, Mântuitorul Iisus a vorbit despre niște oameni religioși care puneau sarcini grele pe umerii poporului, pe umerii oamenilor de rând. Și ei nu le mișcau nici cu deget. Mântuitorul Iisus a vorbit într-o pildă despre doi oameni care s-au suit într-o zi la templu să se închine lui Dumnezeu. Unul dintre ei era religia întruchipată, strălucea de religie. Și la început se roage niște cuvinte alese, numai să le înregistrez, să mi-a spus din când întâmplă în Sibiu. Celălalt, un om de rând, ca mulți dintre noi, o stat acolo mai lângă ușă și cu capul plecat, a zis, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Dacă n-ar fi scris lucrul ăsta în Scriptură, mie mi-ar fi greu să-l cred. Dar l-a spus Domnul Iisus Hristos. A greșit vreodată el? N-a greșit niciodată. Și el a spus ascultătorilor, adevărat vă spun că mai degrabă ăsta al doilea s-a pogorât acasă, socotit, neprihănit. O grămadă de oameni citesc cuvintele acestea și numai nu le pot pricepe pentru că le mintea blocată pe reguli și pe porunci. Frații mei, surorile mele, noi trebuie să ascultăm de ce a zis Domnul Iisus. Trebuie să trăim cum ne-a învățat El. Dar să avem grijă să nu adăugăm la ceea ce ne-a învățat.
să nu cumva să ne facem vinovați de a fi pus poveri grele pe umerii altora. Mă mărturisesc deschis că de multe ori în ultima vreme m-am rugat și am zis, Doamne, spune-mi ce să spun mai departe. Nu vreau nici să scot și nu vreau nici să adaug. Că se apropie cu pași repezi vremea când mă vei chema să dau socoteală. Și de-am pus poveri grele pe care ascultătorii, copiii tăi, poporul tău, nu le-a putut duce, mă fac vinovat. Mă vei întreba, cine ți-a spus să le spui și asta? Cine ți-a spus să le impui și asta? Și atunci, ce ne rămâne de făcut este să privim în Evanghelie. Ce ne-a învățat Iisus, de aia să ne ține. Există o treia atitudine în care tratezi cu seriozitate și maturitate problemele pe care le ai. Spui, Doamne, în săptămâna aceasta, la un moment dat, mi-am pierdut cumpătul și am vorbit pe un ton nepotrivit soției mele. Cei care vorbiți pe un ton nepotrivit soților, să vă cereți iertare de tot. Poate ești o soră în biserică și îți aduce aminte că în săptămâna asta ai ieșit de sub autoritatea soțului, într-un fel sau într-altul, și știi bine că Dumnezeu ți-a poruncit prin Scriptură să stai sub autoritatea soțului pe care ți l-a dat. Să nu ieșiți. Dar dacă s-a întâmplat, să vă cereți iertare. Nu e un lucru simplu. Să nu luați ca pe o joacă. Această atitudine aș vrea să ne caracterizeze pe noi. Atunci când cercetăm-ne în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, descoperim că am greșit. Să ne pară rău. Să ne fie rușine că am putut să greșim în felul acela. Să zici, iartă-mă, și să nu simți niciun pic de mustrare în cugetul tău, nu-ți folosește la nimic. Dar dacă e pocăință în inimă, părere de rău, atunci Dumnezeu este gata să ia. Dimineața aceasta noi ne vom apropia de trupul și de sângele Domnului Iisus. Aș vrea să facem lucrul acesta cu două atitudini. Întâi de toate, cu atitudine mulțumitoare. Cu atitudine plină de recunoștință. Ne bucurăm de pâinea pe care Dumnezeu ne-o dă. Ne bucurăm de haina pe care o avem, de sănătatea din trup, de casa pe care o avem, de familia noastră. Ne bucurăm de atâtea lucruri. Dar dintre toate binecuvântările, am spus-o mereu, cea mai mare binecuvântare este mântuirea. Și mântuirea este legată de Iisus. În dimineața aceasta, plecați pe genunchi, să-i spunem Tatălui Ceresc că îți mulțumim pentru Iisus. În al doilea rând, să ne plecăm într-o atitudine de smerenie. Să-i spunem, n-am meritat, dar mi-ai făcut parte de har și îți mulțumim pentru aceasta. Ne vom pleca cu toții pe genunchi. Ne vom ruga Domnului. Apoi, mă voi ruga ca Domnul să binecuvânteze azima care se va frânge în mijlocul nostru. Să-i dea aceeași valoare pe care a căpătat-o azima care a fost frântă de Iisus în odaia de sus. Mă voi ruga ca Domnul să binecuvânteze rodul viței din pahar. Să-i dea valoarea rodului viței care a fost în paharul pe care Iisus l-a purtat în mână printre ucenicii Lui. În seara aceea. Și apoi, după ce voi încheia această rugăciune, cei ce se împărtășesc, rămân în continuare și se roagă Domnului. Plecați pe genunchi, iar cei ce nu se împărtășesc, se ridică și ocupă locul pe scaun.